imediat ajunge la Marius Boian. Vedem o neagră și cu o mânzucă din armăsarul meu, cum am mai spus. Niște oi frumoase, tot așa oi, niște breze are el. Oi și iar are niște câini de Bucovina. Așa, am ajuns. I-a făcut și proba la apă, are aici un târâș. Uite câinile acolo, așa. Da, aici domnul Cristi Campionu. Da. Fac cu mâinile în buzunar. Vrea să dea la poliție. Așa e? Așa, da, da, da. Așa, vadă. Da, nu, păi da, așa tare clictează. E apă de 4 ani. Așa, domnul Marius. Da. Vă salutăm. Ne-am întâlnit cu dumneavoastră la domnul Cristi. De 3 luni. Așa. Asta e mânza de la Farnele, de mele. Mânza de Miancu, de la Nea George Votaru. Așa. Îmi place ce puf, ce puf frumos are pe el. Sau pe ea. Hai la tata, lăsa-ți, lăsa-ți, lăsa-ți. Hai la tata. Așa. Domn Marius. Da, domn Cristi. Spuneați că e o iapă de 4 ani. Da. Pe nume? Pe nume? Stella. Așa. Și la cea mică ce nume a spus? Poftiți? La cea mică ce nume a spus? Sau că nu i-a spus nume? La mânză nu i-am pus deocamdată. Da, o să-i puneți. E o mânzuță din armăsarul lui domnul Gheorghe? Da, de Miancu. De 3 luni. Așa. Ne vedem luții. Domn Marius. Da, rar vezi așa ceva. Nu. Frumusețe. Ia pe acum. Frumusețe maximă. Frumoasă. Întoarceți-o cu capul. Întoarceți-o cu capul la deal. Stai rău. Așa? Mai? E foarte gheață aici, nu e păcăvită în oameni. Opa, dragă, ție faci pe putică. 2 milioane să-i pe potcoviești. N-are nimic, că e potcovită bine. Omul nu lucră cu ea. Acum. Pe pământ prinde. O să concurezi acum la viitor concurs la Albești. Albești, la câți kilometri de corp? De... Aici, la noi, aici, în zonă. Așa, și va fi? Un kilometru jumate de aici, la locație. Și când va fi expoziția? A doua zi de... Acolo de tracțiune, da. Așa. Și ce zic băieții? Or să fie băieți cu cai pe acolo? Da, deci să concurăm. Sunt invitați mulți? Da. Lăsați-o, stătea bine. Lăsați-o un pic pe poziție. Puteți să mai mișcați un pic, vă rog? Are uger frumos. Da, ați dat-o la muntă? Nu. N-ați dat-o? O dat în primăvară? Soflete primăvară, cel mai bine. Așa. Cu ce armă s-ați gândit să o dați? Vedem acum. Tot? Da, bă, cu ce a fost? Lasă, vă gândiți. Da. O să vă facă surpriză. Puteți să o duceți. Da? Da, vă mulțumim tare frumos. Eu vă mulțumim. După aia se intre și mânzuca. Ia
Cheamă-le, bă, uite la tine. Cheamă-le, bă, Mario. Așa. Domnul Marius, puteți să vorbiți că noi vă auzim aici. Așa? Aduse de la Valea Jiului, la Momentul. Verbecuț. 7 luni. Văd că aici aveți numai spumă. Așa cred, nu? Da. Bun, puteți să le lăsați un pic așa? Puteți să le lăsați așa? Domn Marius, puteți să mai ziceți ceva dacă doriți să ziceți despre ele? Pe sale dumneavoastră? Da. Vii drag de ele, mă gândesc? Normal. Dai, pini și uile astea. Așa, așa. Da, femeile sunt bani. Nu, 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 vedem că Marius, ori deschizi, ori... Puteți să o aduceți aici? O mioară. Așa. La prima fătare. Frumoasă. Foarte frumoasă. Aici să le arătăm la prietenii noștri din România și din străinătate care ne mai urmăresc. O mioară super. Foarte frumoasă. Puteți să o lăsați. Domnul Marius. Verbecuț de 7 luni. Așa. Foarte frumos. Ce am vrut să vă întreb? Legat de târgurile de oi de la Poiana, de la Poiana, de la Hațeg, de la Hațeg, de la Poiana Sibiului. De la Hațeg. Ce s-a întâmplat? S-a ținut? Nu s-au mai ținut pe niciun târg. Astea de toamnă nu le-ați. Nimic, nu s-au mai ținut nimic. Aha. Puteți, auziți, domn Marius, puneți-l la soare. Uitați acolo la soare. Așa. Așa. E un exemplar foarte frumos, îl văd foarte frumos. Și domn Marius, avem și o femelă de... Ce am vrut să vă întreb? Ce ați făcut ca să-l mențineți cu picioarele drepte, frumos? Calciu. Ce calciu? Ce calciu? Foarte mult calciu. Și cum i l-ați administrat calciu? Prin mâncare sau? Prin mâncare, prin... I-ați făcut și niște injecții de calciu? Nu? Fără? Nu merge cu injecții. Nu? Pastile sau mâncare dată... Așa. Și mâncare. I-ați dat ceva de asimilare? Da, crește de... Nu, zic că nu i-ați dat... Asimilarea calciului, adică de... Da, pentru asimilarea calciului le-ați mai dat ceva? Nu, 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 dar... Deci s-a asimilat, așa-i? Foarte mult alimentație. Contează mult, așa-i? Da. Și să mai... Să aibă și un pic de libertate. Da. Ține, puteți să-l țineți un pic așa pe poziție? Da, lasă, nu mai. Da, stați că facem prezentarea lui odată. Da. Puteți să-l duceți un pic încolo și să-l aduceți înapoi. Așa, și puteți veni înapoi. Așa. Văd că este un cățeluș atașat de dumneavoastră. Da. Puteți să-l aduceți un pic mai încoace. Mai, mai. Hai, dragule. Hai, dragule. Nu-i prea plac lui străinii. Nu, este... Reticent, așa, la străini. Foarte rău, dar înțelegător. Nu-i plac străinii, uite-te că se uită ciudat la mine. Ce face dacă... Ar vrea să
Fii atent. Uite acolo. Așa, cățelușa. A, o da, poate aduce. Ultimul aculant. Să înțeleg, așa? Să înțeleg între ei. Da, super. Deci o să puteți să îi prindeți unul în altul, nu? Da, da, da. Ce nume are el? Tor. Tor? Așa l-am luat de la canisă. A, deci l-ați luat de la canisă, da, cu acte de origine, cu tot ce trebuie. Da. Femeluța tot cu acte de origine, da, aveți. Da, da. Deci sunteți un băiat serios. Nu? No? Vă apreciez pentru asta. Vă prezentăm o femelă de un an jumate. Da. Doresc de Bucovina cu o acte. Cu masculul ne l-ați prezentat adineauri. Femeia se vede că e mai micuță, că așa sunt femelele. O femelă foarte frumoasă. A fost fătată, da, e și mai... Da, dar are timp să se întrame. Da, 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 da. Din câte am înțeles acum ați dat... mergem pe câinii noștri românești, nu pe alte rase, să promovăm rasa noastră, tot ce e al nostru. Din câte am înțeles, câinii au acte de origine, da, adică pedigree, foarte, foarte să înțeleagă oricine. Foarte docil cu tot, cu copii. Cu... Așa. Și da, ia. Deci caracter bun? Da, dragule. Stați așa, să nu stresăm câinii. Bun. Gata. Așa. Da, și că sunt foarte inteligenți. Sunt foarte inteligenți. Câini buni de pază. Când e vorba de agresivitate, e agresivitate. Când e vorba de docil, foarte docil. Cu oile cum se poartă? N-au treabă, așa-i? Super. Nu sunt anume, da, așa ce. Gata, dacă zice, bun, ce noastră. Cum minți, bravo, bravo copil la firul. Da. Femeluța, ce vârstă are? Nu. Un an jumate, femeluța. Nu sunt frați, normal că nu, dacă omul ține la canisă... Nu, sunt diferiți aduși. Unul dintr-o parte, unul dintr-o parte. Așa. E frumoasă și femeluța, are o linie. Are o linie frumoasă. Ce vârstă are femeluța? Un an jumate. Așa. Și masculul 2 ani. Așa. Ei după 3-4 ani încep să se mai dezvolte. Femeia a fost la prima fătale, s-a mai Sățiana. Eu zic că da? Totuși e bună la. Se va face foarte frumos în 2 săptămâni. Da, domnule. Eu zic că nu o s-o mai recunoaștem. Da. O să... Puteți să vă duceți încolo un pic? Domn Marius, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea cailor. La noi. Așa, vreau să... Cu cartea 2 bani. Da, mi-ar place să vin cât mai... O să vin. Da, dragule. Vă mulțumim pentru... Eu vă mulțumesc pentru primire. Doamna se descurcă foarte bine cu câinii. Da, se vede că... Te șăcam, ai noroc pe ea. Am terminat la domnul Marius, i-am făcut vizita, am văzut ceva frumos și acum mergem la alt băiat, la Cicănești, Curtea de Argeș. Deci în zonă, Iulica tot așa, un băiat cu minte, pasionat de cai, îi plac cai. O să vedem doi cârlani, un dere și un nei. Are om aici un universal? Da, îl vreau la pădure cu el. Un meseriaș bun de pădure. Marius. Are un tractoraj bun și el e inimos tare de condus. Are experiență. L-ați scos din treaptă? Da, l-am scos. L-ați băgat în normal? Da, l-am scos pe an de cuplat. Deci pentru băieții care vor să-și apice un jeep, trebuie să aibă maneta asta mică, așa-i? Ha? Ca să iasă la deal, da. Deci, băieți, dacă vreți să ieșiți la deal, fii atent acolo maneta aia, dacă nu ai, salut. Ca să meargă pe zăpadă. Salut, de pionier. Asta ne scoate
pe toate costurile, dar să nu fie nici chip foarte rău, asta e ideea. Da. Un fotbal pe zăpadă. Se organizează fiecare săptămână. Frumoasă treabă. Joacă băieții mereu. Și cine deși mai bătrâni? Își consumă energia. Băi, serios, domnul Gheorghe, îmi place de ei. E o fabrică de pâine. Trebuie să consume energia. Fabrică de pâine aici în față. Aici, fabrică de pâine. Da, patronul, aici, patronul ce? Aici a fost... Aici patronul peste... român? Da, da. Peste... Patronul român? Da, 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 da. Bun, atunci. Nu prea avem străini în zona aici. Uite, aici se face concursul. Aici, undeva, a fost concursul, a fost concursul de la, la Albești atunci. Așa. Aici, pe canalul sus. Am vrut să ajung, dar s-o, s-o suprapus cu ceva. Fost, și aici, unde? Aici, unde? Aici, aici, aici. Aici, aici. Îl duceam, l-am dus la Deal Buftea, nu? A fost... A fost un concurs tare atunci, la, aici, la... Bun. Și, și băieții ăștia fac concurs aici, unde mergem la Cicănești, la, au ei o sărbătoare în NED. NED. NED, tot așa. Au primarul, un băiat foarte... Nu l-ai mai pus niciodată. Serios? Serios, da, 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 și am scris place, a rămas tare încântat. Am făcut de vreo două ori, a văzut că a fost lume multă și a rămas tare încântat. Și acum a zis că vrea să facă, să facă o tradiție din treaba asta. Foarte bine. Suntem în drum spre Cicănești. E o comună mai retrasă? Mai retrasă un pic, da, da. Aici un pic de pădure? Da, un pic pădure, pe stânga, o zonă deluroasă. Nu fii atent aici, un prieten, ăsta e prietenul lui Cristi. Da. Domnul Cristi, e prietenul noastră. Da, e prietenul nostru. Da, e prietenul nostru. Un căluț de munte, cei mai mulți căluți la noi sunt în genul ăsta. Căluț mai ușor, pentru că zona e mai mult. Zona e mai pădurnic, mai abrupt aici. Nu exploatează săracii nimic, aș duc și un lemn de foc. Exploatează, domnule. Ăștia vin cu 13 milioane de lemn și dacă îi prinde poliția, le dă 50 de milioane de lemn. Da, la vieți oameni. La vieți oameni. Da, da. Da, da. E, așa e o chestie. Da. Și are primatul nota 10 milioane. Toate drumurile astea, în 7-8 ani, au fost asfaltate, tot Cicăneștiul. Dacă nu era primarul, dacă nu ok, era primarul... mergeați pe drum de țară, așa-i? E piatră, ha? Da, era da, normal, e o comună foarte îngrijită. Așa ați avut, cu nămol? Vai de mine! La noi era normal. Vreau să zic că cum am dat stânga de la Râmnicu Vâlcea, cum am dat stânga... S-a schimbat drumul. S-a schimbat drumul, dar bun drumul. Da, n-am prins grop. Nu am prins grop. Pleacă teren. Aia, dar foarte puțin. Da, foarte puțin. Dar nu grop. Da. De să prins grup dintre alea, de să zuru mașina. Comună frumoasă aici. Da.